După tăierea panglicii și prezentarea complexului de la ora 17 a debutat Cupa Prieteniei, un turneu amical pus la cale de organizatori pentru a marca, așa cum se cuvine, inaugurarea noului stadion. Arena din Cugir astăzi încheiem o etapă și începem o nouă etapă. A fost o etapă de început în care am încercat să reparăm. Astăzi am pus o piatră de temelie pentru un nou început privind viața sportivă din orașul Cugir. Ne dorim ca tinerii din orașul Cugir să aibă în acest complex sportiv o zonă în care performanța și educația sportivă se spună cuvântul în fiecare zi. Lucrările de la Arena Cugir s-au finalizat recent, iar investiția a fost de 1 milion de euro. Unii spun că am investit prea mulți, alții spun că n-am făcut totul. Este un început. Avem în vedere să continuăm și cu celelalte lucruri din spate care încă nu le-am atacat. Este un început. Ne bucurăm că sunteți astăzi alături de noi și sper să aveți în astea două zile de la Cugir să simțiți plăcerea de a juca fotbal. Oaspeții din străinătate au fost impresionați de primirea călduroasă de la Cugir, iar meciurile amicare s-au desfășurat pe tot parcursul sfârșitului de săptămână.